Și la examenul de astăzi a fost un elev eliminat la Călăraș și după ce a fost surprins cu fițuici. Acesta nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Astăzi s-au prezentat la examen 3.831 de elevi, dintre care 1.469 au susținut proba la alegere la biologie, la chimie 73, economie 27, filozofie un elev, fizică 172, geografie 1033, informatică 186, logică și argumentare 788, psihologie 37 și sociologie 45. Și am avut și 261 de elevi cărora li s-a echivalat această probă, aceștia provin din seriile anterioare. Afișarea rezultatelor va avea loc pe 5 iulie, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi. Candidații vor afla rezultatele finale pe 10 iulie.